Spre finalul lunii ianuarie, muncitorii și utilajele au revenit pe șantierul de pe calea Stan Vidrighin. Lucrările se concentrează acum la intersecția cu bulevardul 1 decembrie 1918, ultima etapă importantă din proiect. Obiectivul autorităților este ca până în toamnă să termine șantierul și noile tramvaie să circule din nou pe calea cetății, până în sensul giratoriu de la capătul căii. Înainte de sărbători, când lucrările au intrat în pauză, stadiul proiectului ajunsese la 70%. Șantierul de pe calea Stan Vidrighin a început în luna aprilie anului 2022 și termenul contractual este toamna anului 2024. La final, întreaga arteră va avea două benzi de circulație auto, trotoare, piste de biciclete, sisteme de bike sharing, spații verzi și iluminat stradal modern. Valoarea proiectului este de 83 de milioane de lei. În decembrie 2023, autoritățile locale au obținut 15 milioane de euro fonduri europene pentru acest obiectiv.